participați la ultima generație înainte de a mă transforma eu însumi în piesă de muzeu. Mă simt îmbălsămat de viu. Plecarea din această lume a actorului Ion Focșa lasă un gol în cultura argeșeană. Actor iubit și respectat, regizor și scriitor, Ion Focșa a contribuit din plin la creșterea valorii teatrului piteștean. A iubit scena teatrului Alexandru Davila, unde a dăruit publicului talentul și priceperea, mulți ani alături de soție, Ileana Focșa. Cortina a coborât pentru totdeauna peste actor. Cei care l-au însoțit în ultimul său drum au fost apropiații, familia, soția, actorii de la Teatrul Alexandru Davila, oameni de cultură și șef de instituții. Niciodată nu se lăuda, însă îmi vorbea frumos despre colegii de teatru, despre dibăcia lui Petrica Dumitrescu la volan, despre Radio Coriolan, căruia profesorul său, uriașul Gheorghe Ciprian, îi spunea mune. În spectacolul Omul care aduce ploaia a fost H.G. Curie. L-a jucat și pe Sir Toby și pe Bertrand în operațiunea Lifting. În 60 de ani de carieră, actorul a interpretat 210 roluri în peste 12.000 de spectacole. Peste o lună, Ion Focșa ar fi împlinit 87 de ani.